Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început, vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Asociația Regiunea Danubius cere un nou pod între Giurgiu și Ruse. Acțiune premergătoare Zilei Mondiale a Refugiatului. Vasile Mustățea rămâne președintele Euroregiunii Giurgiu Ruse. Sărbare de sfârșit de an la grădinița numărul 8. Cancerul ovarian, o afecțiune care trebuie descoperită din timp. Asociația Euroregiunea Danubius Giurgiu Ruse a adoptat astăzi textul unor scrisori deschise adresate primilor miniștri ai României și Bulgariei. În numele partenerilor membrilor asociației se cere celor doi premieri să ia în calcul dublarea capacității de transport a podului dintre Giurgiu și Ruse sau construirea unui nou pod între cele două localități. Adunarea Generală a Asociației Euroregiunea Danubius Giurgiu Ruse, întrunită astăzi la Giurgiu în sesiune anuală, a adoptat tot astăzi textul unei scrisori deschise adresat atât premierului Victor Ponta, cât și premierului bulgar Plamen Orastić. În scrisoare se arată necesitatea absolută de reabilitarea podului Prieteniei și se propune extinderea sau lărgirea acestuia cu încă două benzi de circulație sau construirea unui al doilea pod între Giurgiu și Ruse. În numele a două prefecturi și 10 primării din Bulgaria, Consiliul Județean Giurgiu și a 12 primării din județul Giurgiu, precum și al unor instituții publice din Bulgaria și România, scrisoarea a fost semnată de președintele Consiliului Județean Giurgiu Vasile Mustățea, președinte în exercițiu al Euroregiunii Danubius, de prefectul districtului Ruse Ventislav Kalcev, vicepreședinte al Euroregiunii, precum și de Lili Ganceva, director executiv al acesteia. Stimate domnule prim-ministru Victor Ponta, stimate domnule prim-ministru Plamen Orastić, la 20 iunie 2014 se împlinește 60 de ani de la construirea podului peste Dunăre, lângă Giurgiu, în România, și Ruse, Bulgaria. Podul are o importanță strategică ca parte importantă și integrantă a coridorului de transport pan-european numărul 9, care leagă Marea Baltică cu Marea Mediterană și până de curând a reprezentat cea mai mare facilitate de transport de suprafață din regiunea Dunărea de Jos. În urma aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană, traficul pe podul Prieteniei s-a intensificat, s-au extins și legăturile comerciale, culturale și contactele umane între românii și bulgarii obișnuiți. Din cauza solicitărilor dinamice produse de circulația intensă a autovehicolelor, inclusiv a celor de mare tonaj, precum și a traficului feroviar, podul a suferit în timp degradări grave. În timpul iernii și în timpul vacanței de vară, de pe ambele părți se formează coloane mari de tiruri, camioane grele, autobuze și autoturisme. Singurele două benzi înguste de pe podul spre România și Bulgaria nu îndeplinesc standardele europene și s-a dovedit că sunt insuficiente și inadecvate pentru transportul de marfă și fluxul de pasageri care au crescut. Asociația Euroregiunea Danubius este o organizație non-guvernamentală bulgaro-română, unică la nivelul graniței comune, înființată în 2002, a cărei activitate este reprezentată de sprijinirea și intermedierea relațiilor de colaborare transfrontalieră, asociație în care membrii sunt reprezentanți ai autorităților regionale de stat, instituții locale, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor culturale și de învățământ din județul Giurgiu și districtul Ruse. Motivați de înțelegerea că viitorul României și Bulgariei este cu siguranță legat de apartenența la Uniunea Europeană și totodată din dorința de a face ceea ce este necesar pentru prosperitatea euroregiunii noastre comune și a celor două țări, ne adresăm domniilor voastre declarând necesitatea absolută de reabilitare a podului peste Dunăre și propunem extinderea, lărgirea acestuia cu încă două benzi sau construirea unui al doilea pod între Giurgiu și Ruse. Noi suntem convinși că fondurile investite în reparația și consolidarea podului Dunării nu vor fi pierdute și vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării țărilor noastre vecine și prietene. Semnează pentru adunarea generală a Asociației Euroregiunea Danubius Vasile Mustățea, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Ventislav Kalcev, prefect al districtului Ruse și vicepreședinte al Asociației Euroregiunii Danubius,
Lili Ganceva, director general al Asociației Euroregiunea Danubiu. Ponta, minister-председател на Република România, господин Пламен Орешарски, министър-председател на Република България. Открито писмо. Уважаеми господа, на 20 юни 2014 година се навършва 60 години от построяването на Дунав мост в района на град Гюргево, Румъния и град Русе, България. Ziua Mondială a Refugiatului este marcată în fiecare an în data de 20 iunie, iar cu această ocazie, elevi de la Colegiul Național Ion Maiorescu au organizat o acțiune în parteneria cu Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru solicitanții de azil Ciurgiu. Acțiunea a constat în pregătirea de produse tradiționale atât de către elevi cât și de către refugiați. Câțiva refugiați din cadrul Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, Giurgiu, au vizitat astăzi Colegiul Național Ion Maiorescu cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului. Acțiunea a constat în prepararea câtorva produse tradiționale, atât de către refugiați, cât și de către elevii giurgiuveni. Această acțiune se află la cea de-a doua ediție, prima având loc anul trecut. Este o colaborare între Colegiul Național Ion Maiorescu și Centrul Regional de Cazare și Procedură pentru Solicitanții de Azil. Ne bucurăm că această colaborare are loc și în acest an, pentru că și anul trecut am avut diferite manifestări prin care fiecare a adus mâncare și mâncare tradițională. Și ne-am bucurat să împărtășim idei, să vedem cum gândesc ei, cum gândim și noi. Am avut diferite prezentări despre fiecare țară din care vin ei, dar și despre România. Ne-am bucurat foarte tare să facem parte din acest proiect. Evenimentul de astăzi este doar una dintre acțiunile derulate de către Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Giurgiu, printre acestea mai numărându-se și o expoziție de pictură. Cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului, care se sărbătorește în ziua de 20 iunie, Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil a organizat o serie de activități care au început ieri cu vernisajul unei expoziții a unui solicitant, a unui refugiat din Irak, care a obținut statut în luna aprilie anului curent. În baza parteneriatului pe care îl avem cu Liceul Ion Maiorescu, astăzi solicitanți de azil care sunt cazați în centru au gătit mâncăruri din țările de origine pe care le degustă în prezent împreună cu elevii acestui liceu. În continuare vă reținem atenția cu un anunț important. Având în vedere lucrările de reabilitare a hidroforului PT-11, APA Service va întrerupe furnizarea apei potabile în data de 19 iunie între orele 10 și 14. În aceste condiții nu vor beneficia de apă următorii consumatori: blocurile Sahia 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, blocul 16, bloc 20, bloc 79 Lumina, bloc 60 Marița, Teatrul Tudor Vianu. Cu speranța că veți înțelege situația, vă rugăm să vă asigurați necesarul de apă potabilă pentru această perioadă. Acum continuăm știrile. Astăzi, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, a avut loc adunarea generală a Asociației Euroregiunea Danubius Giurgiu-Ruse. În cadrul adunării au fost adoptate documente privind activitatea Euroregiunii, au fost cooptați noi membri în asociație și au fost aduse modificări la statutul Euroregiunii. Reprezentanții Prefecturii Ruse și Prefecturii Razgrad, 12 primari bulgari din regiunile riverane, ai altor instituții publice din Bulgaria au fost astăzi prezenți la Giurgiu, la ședința anuală Asociației Euroregiunea Danubius Giurgiu-Ruse. Din partea română au participat reprezentanții ai Consiliului Județean Giurgiu, primari din 14 comune giurgiuvene, reprezentanții unor instituții publice din județul Giurgiu. Pe ordinea de zi au fost înscrise adoptarea raportului de activitate al asociației pe ultimul an, prezentarea bilanțului contabil al acesteia, cooptarea de noi membri în cadrul Euroregiunii, schimbări în cadrul Consiliului de administrație, adoptarea unei scrisori deschise adresată premierilor celor două țări, prin care se cere extinderea podului de peste Dunăre sau construirea unuia nou. De asemenea, la propunerea părții bulgare, au fost aduse modificări statutului asociației, cea mai importantă dintre acestea fiind prelungirea mandatului de președinte de la un an la doi. Membrii asociației au fost de acord că o președinție rotativă cu un mandat de doar un an de zile nu este performantă și că trebuie să se acordă mai mult timp președintelui să se adapteze și să-și pună în practică programele și viziunea asupra activității Euroregiunii. În urma votului acordat astăzi, mandatul
de președinte al Asociației Euroregiunea Danubius, deținut de președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea, a fost prelungit cu încă un an. Acesta va preda președinția Euroregiunii unui reprezentant al părții bulgare, care de regulă este prefectul districtului Ruse, la anul, în vară, la întrunirea următoarei adunări generale. Preșcolare din grupa Epura și de la grădinița numărul 8 din municipiul Giurgiu au organizat astăzi serbarea de sfârșit de an școlar cu tema așezătoarea. În acest sens, copiii au purtat costume naționale din zone diferite ale țării, iar toată serbarea a fost desfășurată într-un decor demn de o șezătoare adevărată. Plin de emoții și îmbrăcați în frumoase costume naționale, copiii de la grupa Epurașii au participat astăzi la ultima lor serbare din anul școlar 2013-2014. Cadrul în care s-a desfășurat evenimentul a fost unul deosebit, tema serbării fiind șezătoarea. Programul artistic a cuprins cântece tematice, momente de recitări și dansuri. A participat și fostul director al grădiniței, Mariana Dumitru, care a mulțumit pe această cale actualei conduceri pentru implicarea și devotamentul de care dă dovadă în educarea și îndrumarea viitorilor școlari. Am încheiat cu gânduri frumoase și de neuitat anul școlar în anul 2010, anul în care am ieșit la pensie, iar în acest an am venit cu mare bucurie și cu emoții la invitația doamnei Nărța Caraivan, directorul acestei unități, și mă bucur că am revenit în unitatea pe care am păstorit-o peste 21 de ani. Este binevenită vacanța pentru cadrele didactice și pentru copii? Normal, după un an de muncă și rezultate pe măsura muncii copiilor, cred că este binevenită vacanța atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice. Normal, a venit momentul culegerii roadelor pe care le-am semănat un an de zile. Cancerul ovarian reprezintă una dintre cele mai frecvente afecțiuni la femei cu mortalitate mare, deoarece simptomele lui sunt foarte nespecifice și este diagnosticat într-un stadiu tardiv, când tumora deja a evoluat și a metastazat. Doar 45% dintre femeile diagnosticate au șanse de supraviețuire dacă diagnosticul surprinde cancerul într-un stadiu incipient. Mai multe detalii despre acest subiect ne oferă medicul Cosmin Georgescu. Suntem în anul 2014, anul de luptă împotriva neoplasmului ovarian, împotriva cancerului ovarian. Este o patologie genitală frecventă și fatală, care poate duce la deces dacă nu este diagnosticată din timp și dacă nu este tratată corespunzător. Boala este tratabilă, de aceea insistăm asupra prevenției și asupra diagnosticării precoce. Cele mai multe cazuri le întâlnim în cabinetele medicale între 60 și 70 de ani. Evident, este boala femeii, deoarece femeia are ovar. Ovarele sunt organele genitale bilaterale ale femeii care servesc drept glandă secretoare de estrogen și de progesteron. Mecanismul prin care se produce cancerul ovarian este această ovulație lunară care are loc de la vârsta de 11 până la vârsta de 50 de ani, undeva pe parcursul a 40 de ani de viață fertilă a femeii, perioada în care femeia poate să rămână însărcinată. Ovulația înseamnă desprinderea lunară a unui ovul din această cupă care conține mii și mii de astfel de ovule, din care lunar pleacă câte un ovul. De obicei, o lună pleacă din ovarul stâng, o lună din ovarul drept, există această alternanță. În total, dacă facem un calcul, sunt 480 de cicluri pe parcursul a 40 de ani de viață fertilă a femeii. Ori aceste eliminări de ovule vor duce la reparări vicioase, la proliferări de celule care încearcă să refacă acest coș cu ouă, această magmă care e ca un vulcan și care în fiecare lună femeile cunosc, au episoade dureroase, au acele dismenorii, care înseamnă dismenoree, care înseamnă o suferință legată de ciclu menstrual, acele sindrome premenstruale care preced sângerarea și care au la bază tocmai aceste mecanisme de rupere, de eliberare a unui ovul și de refacere vicioasă. Se fac chiar niște peritonite locale. Ori această refacere permanentă de celule poate să ducă la cancer. Bine v-am regăsit la
rubrica Meteo. Pentru această noapte, temperaturile anunțate de meteorologi vor fi de maxim 16 grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt crescute. Ziua de mâine în Giurgiu va fi la fel de mohorâtă. Vom avea un cer înorat pe aproape tot parcursul zilei, ploi și descărcări electrice pe alocuri, iar temperatura nu va depăși 20 de grade. Nici pe timpul nopții nu vom scăpa de ploi, temperatura coborând până la valoarea de 13 grade, vântul va sufla moderat cu intensificări de 16 km pe oră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre starea vremii. Vă așteptăm și mâine la o nouă rubrică Meteo. O seară cât mai plăcută tuturor! Doamnelor și domnilor, aici se încheie jurnalul Muntenia TV. Sunt Alexandra Gurgu și până data viitoare vă spun la revedere!